Mașinile parcate neregulamentar, care încurcă circulația ori blochează accesul către obiective din oraș, sunt ridicate de o firmă privată care a încheiat un contract cu Municipalitatea Constanțeană. Cei care vor să-și recupereze mașinile vor fi nevoiți să se deplaseze la parcul auto din spatele meu, unde vor achita suma de 600 de lei. La această sumă se adaugă taxa de depozitare de 25 de lei pe zi, iar cei care întârzie mai multe zile vor fi nevoiți să scoată din buzunar o mică avere. La suma de 600 de lei se adaugă și amenda dată de poliție, care se situează între 180 și 270 de lei în funcție de abatere. Conform unei informări sosite de la primărie pe adresa unui ONG constanțean, niciun leu din bani încasați de pe urma ridicării, transportării și depozitării mașinilor nu intră în contul autorităților locale. Societățile care au depus oferte privind achiziționarea serviciului de ridicare, transport și depozitare autovehiculelor fără stăpân sau abandonate, neînscrise în circulație, precum și a celor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, sunt SC Litoral Connect SRL, SC TAS SRL și SC Gebela SRL. Pentru o corectă informare referitoare la bugetul local a fost redirecționată adresa dumneavoastră către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța. Valoarea de 600 de lei revine integral prestatorului de servicii, se arată în răspunsul primăriei Constanța. Concret, pentru fiecare mașină ridicată se încasează 483,87 de lei, diferența până la 600 de lei, fiind taxa pe valoare adăugată ce merge către bugetul de stat. Semnatarul adresei către autoritățile locale a avut de așteptat o perioadă îndelungată până ce primăria Constanța decise să-i răspundă. Către primarul Constanța a fost o adresă pe 544, dreptul la informarea cetățeanului. Și timp ați primit răspuns? Cam 3 luni, că ne-am tot izbit. Păi nu, că ne-au dat termene și până la urmă au reușit să dea un răspuns mai concludent. Oamenii legii spun că blocarea roților autoturismelor a devenit inutilă în condițiile în care mașinile parcate neregulamentar încurcă circulația, iar situații de genul acesta sunt de ordinul zecilor în fiecare zi. Măsura de ridicare este impusă în special în locurile pretabile accidentelor. Acolo, de regulă, nu prea stăm la discuții cu blocatul. Cu blocatul stăm undeva unde, într-adevăr, nu sunt pericole deosebite, dar în condițiile în care un cetățean își parchează mașina pe colțul intersecției și nu este vizibilitate sau la mai puțin de 25 de metri de marcajul pietonal. Cine decide care sunt mașinile care vor fi blocate cu caracatiții și care sunt ridicate? Polițistul local este cel care ia această decizie, dar decizia nu îi aparține în unanimitate, pentru că operatorul de ridicări nu are atâta posibilitate să ridice toate vehiculele. După ridicarea autovehiculelor, reprezentanții poliției locale anunță dispeceratul și pe cei de la furturi auto. În momentul în care contravenientul observă că mașina nu mai este acolo unde a parcat-o de obicei, apelează 112, iar operatorul verifică în baza de date și comunică dacă mașina a fost ridicată.